Позор тебе, Дадон! Позор! Веры социалистам, обманули вы, Дадон, ты обманул народ! Народ видит уже, проснулся от твоего бреда, от твоего фантастического, знаешь, пиара. То, что ты пиаришься, то, что ты мясо на Россию поставляешь, бразильское под молдавским. И не только на Россию. Din cauza lui Dodon, începând cu anul 2006, noi cumpărăm carne mai scump, ca la vecinii noștri, Ucraina și România, și în general ca în toată Europa. Cetățenii care locuiesc în apropierea hotarelor cu aceste state se aprovizionează cu produse din carne de acolo. Uitați-vă ce scria Bogdan Țârdea în anul 2011, până Dodon nu l-a cumpărat și nu l-a făcut deputat. Noi dezvăluiri în cazul lui Dodon, care m-au determinat să fac acest pas. 2 miliarde de lei pe an, sustrași prin mafia cărnii. Mafia cărnii, adică monopolizarea importului de carne care prejudicea bugetul statului cu circa 2 miliarde de lei pe an, a fost constituită în anul 2006, după ce ministrul economiei devenise Igor Dodon, odată cu aprobarea regulamentului cu privire la eliberarea autorizațiilor pentru importul de carne. Mari producători nu mai aveau posibilitatea să importe. Documentul presupunea un mecanism de obținere a licenței atât de sofisticat, încât făcea acest lucru practic imposibil. Trebuia să faci rost de un act valabil 3 zile, apoi de altul valabil 14 zile, tip în care expira primul, și așa mai departe. Însă, nici celor puțini care reușeau să adune documentele, nu li se elibera autorizația. Dacă insistau, erau chemați la MAI, fiind avertizați să-și țină gura, până și ex-premierul comunist Vasile Tarlev spune că monopolizarea importului de carne a început după transferarea dubioasă a Comisiei Abilitate cu eliberarea autorizațiilor din subordinea Ministerului Agriculturii în cea a Ministerului Economiei, unde Dodon și compania au pus mâna pe afacere. În aprilie 2008, fiscul a demonstrat că importul de carne în Republica Moldova este monopolizat de câteva firme protejate de stat care procurau carnea la preț de 2-25 dolari de la firme offshore din paradisurile fiscale Panama, Gibraltar și insurile Virginie Britanice și o declarau în vamă la un preț de nimic, 12-15 lei pe kilogram, eschivându-se să plătească impozitele. După care, trecând printr-un șir de intermediari și SRL-uri fantome, carnea ajungea la producătorii finali de 5-6 ori mai scumpă. Aceste tranzacții fictive nu erau înregistrate în baza de date a fiscului. Pentru ele nu se calcula TVA, nici impozitul pe venit, spălându-se milioane de dolari. Tarlev mai spunea că producătorii erau constrânși, în mod neoficial, inclusiv de către structurile de forță, să cumpere carne doar la prețuri majore și de la firme controlate de șefii grupării. Schemele, probabil, erau aplicate prin intermediul lui Dodon, care, după ce am plecat eu din guvern, se zice că a luat în mâini tot ministerul. El își umple buzunarele și nu îl interesează dacă falimentează vreun agent economic. Pentru el contează doar să câștige, susținea ex-premierul. Astfel, la fiecare kilogram de carne cumpărat, cetățenii îi îmbogățeau cu cel puțin 20 de lei pe afaceriștii ocrotiți de gruparea lui Dodon. Precizăm că șeful Comisiei Ministeriare de Resort era actualul secretar general al PCRM Iurie Muntean, iar directorul adjunct al Agenției Sanitar Veterinare, care elibera licențe, era Alexandru Dodon, fratele candidatului comunist la fotoliu de primar al Chișinăului. Nicolae Curtoglu, unul dintre oamenii de afaceri care au deținut monopolul asupra importului de carne, candidează acum pe lista de consilier al Partidului Comuniștilor pentru Consiliul Municipal Chișinău. Așadar, stimați cetățeni, iată ce scria Țârdea în iunie 2011. Azi acest blog nu mai există, dar am păstrat screenshot-urile, iar Bogdan Țârdea e gata să-ți rupă capul pentru Dodon, acel care, odinioară, era cum scria Țârdea, capul mafiei de carne. Pozor tebe, Dodon, pozor! Веры социалистам, обманули вы, Дадон, ты обманул народ! Народ видит уже, проснулся от твоего бреда, от твоего фантастического, знаешь, пиара. То, что ты пиаришься, то, что ты мясо на Россию поставляешь, бразильское под молдавским. Позор тебе, Дадон, позор!